Bun revenim, domnilor și domnilor. Domnul Adrian Bușu, după opinia mea, este cel mai limpede, dacă vreți. Nu fac eu comparații de competență, dar e cel mai limpede, mai explicit și sigur extrem de bine informat dintre analiștii de politică, de geopolitică, de geostrategie și de politică externă pe care îi avem. Eu sunt onorat că participă la această emisiune și este pentru prima oară de când există emisiunea de vreo 2 ani, cred, când alocăm 2 ore pentru a înțelege ce se întâmplă în Ucraina. Vă las pe dumneavoastră, domnule Bușu, să legați firele între ele în continuare, că știți cel mai bine cum să o faceți. Din 2014 până în prezent, acțiunile de luptă din regiunile de sud și de sud-est ale Ucrainei, respectiv zonele Donbas, Donetsk și Lugansk, s-au desfășurat sporadic. Practic, ambele părți, atât milițiile proruse, sprijinite clar de Federația Rusă cu armament, instructori și bani, și Armata Națională Ucrainiană, s-au limitat să păstreze linia frontului. A fost un acord de pace semnat la Minsk în 2015, mediat de către Statele Unite ale Americii, Germania și Franța, care, să zic așa, a fost respectat în mare, cu câteva excepții, luptele degenerând mai ales în cursul anului trecut și în cursul acestui an. Știți că în primăvară Federația Rusă a făcut o demonstrație de forță și a adus cam 150.000 de luptători în această zonă de conflict, practic în spatele milițiilor proruse. Și atunci situația s-a inflamat și atunci cancelariile diplomatice au sărit în sus și au cerut negocieri să nu înceapă războiul. Practic toată lumea s-a întrebat ce a fost cu acea demonstrație. Nimeni nu și-a dat seama de ce Federația Rusă aduce 150.000 de luptători și atenție. Nu este vorba de recruți. Toate trupele care au fost aduse și în primăvară, vara anului trecut și cele care acum sunt mobilizate pe graniță cu Ucraina sunt trupe de soldați cu contract. Practic nu sunt rezerviști. Nu e nici măcar un rezervist adus. Deci sunt trupe care își câștigă existența fiind mercenari. Mai mult decât atât. Toată lumea s-a întrebat, dom'le, ce vrea Putin? Practic, până unde poate să meargă Vladimir Putin? Putin are, în momentul de față, dacă vreți, domnul Zmeuranu, și dacă am face o paralelă cu jocul de poker, are în mână Quinta Royală acum, dar nu o aruncă, pentru că vrea să crească potul de pe masă. De ce spun că, practic, Federația Rusă are, în momentul de față, cele mai bune cărți? În cazul unui conflict militar, ipotetic vorbind, Federația Rusă are căile de aprovizionare libere. Armata ucraineană nu poate interveni să stopeze afluxul de oameni, armament și carburanți către trupele care ar duce un război împotriva armatei ucrainene. 2. Armata rusă, pe lângă cei 150.000-200.000 de soldați pe care i-ar putea arunca în prima fază a unui conflict, poate aduce încă pe atâți ca rezerve. Armata Federației Ruse a dezvoltat o serie de arme de asalt în cursul războiului din Siria, pe care acum le va folosi cu preponderență în acest conflict. Și este vorba de rachete intercontinentale. Le-ar putea folosi. Dacă... Le-ar putea folosi în cazul, am zis ipotetic, dacă ar ataca. Are aviația care a fost dotată cu o nouă generație de arme. V-am zis, după atâta război în Siria, și-au îmbunătățit armamentul. Și de asemenea, războiul continuu pe care Federația Rusă l-a purtat împotriva militanților islamiști din Cecenia, din Dagestan, în general în zona Caucazului de Nord, a permis ca armata rusă să aibă niște arme extrem de puternice și de fiabile. Pe partea cealaltă, Ucraina are 2 mari probleme. 1. Industria de armament a Ucrainei nu a putut să asigure necesarul de arme armatei naționale. Din această cauză, americanii s-au văzut nevoiți să pompeze armament în armata ucraineană. Sigur, nu pe gratis, să nu înțeleagă cineva că americanii dau pe gratis ceva. Nu, ucrainenii le plătesc. Și campion la vânzarea de arme americane către Ucraina a fost fiul actualului președinte Biden. 2.
au o problemă cu rezerva umană. La armata ucraineană funcționează în continuare sistemul de chemare la arme, deci sistemul de recruți. În rândul minorității române din Bucovina, din jurul Cernăuților, rata de absenteism, de prezentare la unitățile militare pentru încorporare a ajuns la 70%. Deci din 100 de etnici români chemați la arme, numai 30 se prezintă, iar 70 refuză și iau calea Occidentului. Trec prin România și după aceea fie rămân la noi, fie se duc în Occident, numai că nu vor să lupte pentru Ucraina. De ce? Nu avem absolut niciun drept garantat de Constituția ucraineană pentru minoritatea română. Minoritatea maghiară sub nicio formă nu a trimis măcar un recrut în armata ucraineană. Da? Polonezii, mă refer la minorități, la fel. E, chestiunea asta s-a repercutat și asupra ucrainienilor. Nu e legiferată incorporarea aceasta? Ba da. Poți să fii sancționat pentru dezertare, dar mai trebuie să îl prinzi pe dezertor. V-am spus că cel puțin ai noștri trec frontiera masiv și rămân fie în România, fie pleacă mai departe ca să nu fie capturați de către ucrainieni. Mai mult decât atât, soldații veterani ai războiului din 2014, care au și la ei statut de mercenari, au început să plece de pe linia frontului, mai ales acum când afluiesc trupele ruse. De ce pleacă? Pentru că este evidentă disproporția de forțe în cazul în care ar începe războiul. Rușii au avut grijă ca toată vara trupele ucrainiene să fie hărțuite de trupe de comando speciale spenații. Deci a fost o informație că 50 de lunetiști spenații în permanență sunt pe front. Trupele spenației, pentru cine nu este familiarizat cu denumirea, sunt egalul trupelor țeal ale forțelor navale americane, ale comandoului Sayeret Matkal, pe care îl deține statul Israel, sau al celebrelor comandouri engleze SAS. Deci sunt niște luptători de elită, obișnuiți să lucreze în adâncimea teritoriului inamic. E, acești lunetiști au ucis astăzi un ofițer, mâine doi, poimine trei, creând o stare de insecuritate în rândul trupelor ucrainiene care nu erau lăsate să riposteze pentru a nu degenera conflictul. Deci asta vă spun ca disproporție de forțe militare. Sigur, rușii joacă totul pe cartea, domne, dacă începe războiul, pentru noi este ușor, pentru voi este greu. America, după ce și-a încordat mușchii că, domne, o să trimitem trupe, o să trimitem avioane și nu știu ce, și-au dat seama că nu pot. Deci nu au juridic potențialul de a trimite trupe americane sau trupe NATO în sprijinul armatei ucrainene. Este un lucru pe care președintele Biden l-a recunoscut chiar ieri, după ce a avut acum două zile conferința televizată cu președintele Putin. Da. Și cu ce a venit America? Domne, o să venim cu sancțiuni economice. Pă bună. O să închidem Nord Stream 2, gazoductul care aduce gaze în Germania. Păi a întrebat pe cineva pe nemți dacă sunt de acord să închidă, că fără gazele care vin din Rusia, economia germană se prăbușește. Francezii, dacă ați observat, domnul Zmeurano și distinși telespectatori, nu spun nimic. De ce? Păi din Germania gazele trec în Franța. Nici ei nu pot să fie împotriva rușilor cu sancțiuni puternice. Restul țărilor din Uniunea Europeană nici nu au comentat. N-ați văzut opoziția Italiei, a Spaniei, a Portugaliei. Nimeni n-a comentat, domne, să luăm măsuri împotriva Federației Ruse economice atât de puternice încât să-i forțăm pe rusă să se retragă. Eu am spus-o, o spun și o voi susține. Ucraina va fi dezmembrată. Ucraina trebuie să fie sacrificată pentru a se crea acest coridor de securitate între americani și ruși. Coridor de securitate. Și cum va arăta Ucraina dezmembrată? Aici, dacă se întâmplă dezmembrarea, se modifică granițele fixate după cel de-al doilea război mondial, domnul Smadam. Și eu o văd în felul următor. Federația Rusă va prelua portul Mariupol, principalul port la Marea de Azov. Dacă rușii preiau Mariupolul, atunci peninsula Crimeea este asigurată că în veci nu va putea fi atacată dinspre teritoriul ucrainian. De ce?
Ea este protejată de această zonă Donetsk, Donbass, Lugansk, pe care sunt milițiile pro-ruse, iar dacă portul Mariupol, care este nord-estul peninsulei Crimea, trece de la ucrainieni la ruși, din zona aia nu mai poate fi. Și, practic, Crimea este securizată. Securizând Crimea, rușii pot să împingă apele teritoriale mai încolo de unde sunt ele în momentul de față, reducând marja de acțiune a navelor NATO, care tranzitând strâmtorile Dardanele și Bosfor, ajung în portul Constanța sau în portul Caliacra la Bulgaria. De asemenea, este a doua țintă Odessa. În momentul în care Rusia pune mâna și pe Odessa, navele ucrainiene din Marea Neagră ori se predau, ori sunt scufundate. Ei nu mai au port, nu mai au unde să ancoreze navele, nu mai au o bază logistică. Și atunci rușii ajung lângă gurile Dunării, ceea ce vor ei de pe timpul lui Petru cel Mare. În contrapondere, s-ar putea zona asta de jos, care a fost a noastră, respectiv Reni Ismail, Cetatea Albă, Tighina, să o cedeze României, ca să aibă și americanii o zonă de influență. Eu vorbesc ipotetic. Așa ar trebui făcut ca să nu mai existe conflict. Urcăm frumos, Ucraina subcarpatică se duce la unguri, ținutul Herța și Bucovina de Nord de la români, iar polonezii își reiau Liovul și cedează nemților Silezia, Pomerania și Brandenburgul, pe care nemții din 45 le vor. Adică noi am profitat că ar fi un fel de abolire a tratatului Ribbentrop-Molotov. Exact. Și putem să ne gândim chiar la o unire cu Republica Moldova în condițiile astea. Nu cred. Republica Moldova trebuie să-și păstreze status quo-ul care l-are acum. Dacă noi preluăm Republica Moldova, granița se mute pe Nistru și nu interceptorii nu mai au timp să se ridice. Bun, deci când vorbiți despre dezmembrare, chiar vă gândiți probabil că pe termen lung, nu acum. Ar însemna, cum să zic, să fie abolit într-un fel tratul la Helsinki, să tratul la Helsinki a fost încălcat, dacă vreți, de foarte multe ori din 1975 până în prezent. A fost încălcat, sigur, dar... Iugoslavia este primul exemplu. E corect, dar totuși, da, aveți dreptate într-un fel, dar acolo au apărut o serie de state pe teritoriul fostei Iugoslavii, dar ce spuneți dumneavoastră acum înseamnă de cedare și preluare de teritorii, modificări de granițe, da? Deci cam înseamnă un pic altceva și prin război, nu altfel. Eu vă spun că Ucraina, dacă nu e de acord să-și mișoreze teritoriul și să-i lasă pe ruși să aibă acest cordon de securitate, dispare ca stat. Pentru că nu va putea fi susținută nici de americani la nesfârșit. De ce vă spun acest lucru, domnul Zmaurano? America intenționează să plece din zona Kosovo cu trupele. Încă președintele Trump dăduse ordin să se retragă. În momentul în care America pleacă din Kosovo, eu vă dau scris că nu durează 48 de ore și armata sârbă intră în Kosovo. Și Kosovo revine la Serbia. De ce? Pentru că nu s-a reușit crearea unui proiect care s-a numit Albania Mare. Proiect pe care turcii l-au propus americanilor. Americanii în 1999 au fost de acord cu el. A fost desprinsă această regiune Kosovo de Serbia. S-a încercat unirea ei cu Albania, dar între timp s-a întărit Rusia. Și cum rușii sunt protectorii slavilor de peste tot, au blocat acest proces. Credeți că întâmplător Turcia alunecă ușor, 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 ușor așa spre Moscova? Turcii care în momentul de față, domnul Zmeureanu, sunt principalul sponsor al tuturor mișcărilor sunite din lume. I-au devansat pe cei din Arabia Saudită. Trupele turcești sunt în Libia. Luptă pentru guvernul instalat la Tripoli împotriva guvernului de la Benghazi, care este susținut de ruși și de francezi. Trupele turce sunt în Sudan, trupele turce sunt în Mali, trupele turce sunt în Afganistan. Vi se pare cam ciudat că da. Turcii au început?
în Europa lucrurile încep să se clarifice. Turcia, alunecând spre Moscova, va merge cu rușii pe mână. Vor renunța la Kosovo, Albania nu va mai deveni Albania Mare, da? Va rămâne Albania cum este acum, iar Ucraina va fi sacrificată. Dacă nu se sacrifică Ucraina, deci dacă nu se găsește o soluție ca rușii să-și satisfacă necesitatea de apărare, va fi război. Că nu va fi un război de durată, ci unul foarte scurt. Citeam ieri un material pe care un general american în rezervă l-a scris despre potențialul conflict între Armata Federației Ruse și Armata Ucraineană. Știți ce spune acel general? În primele 40 de minute de luptă, jumate din luptătorii ucrainieni de pe linia frontului vor fi eliminați. De ciocanul de foc pe care armata rusă este în stare să-l dea, cu rachete, aviație și artilerie. Păi dacă pierzi aproape jumătate din luptători, cu ce mai reziști? Iar direcțiile de înaintare sunt două, portul Mariupol, Odessa, iar a treia direcție de înaintare este Kievul direct. Și atunci cum se explică declarațiile oficialilor ucrainieni că sunt gata să-și apere patria, că vor merge până la capăt? Sunt simple declarații sau... Sunt simple declarații politicianiste. Aș vrea să observați ce declară militarii ucrainieni. Și în deopște militarii ucrainieni care au fost trecuți în rezervă, aici a fost iar o mișcare pe care președintele Zelensky a făcut-o, președintele ucrainian. Ciudat. A schimbat ministrul apărării și șeful statului major în septembrie. Deci în septembrie, în urmă cu 2 luni de zile, conducătorii armatei ucrainiene au fost schimbați. Și au fost numiți alții. Domnul Zelensky face ce îi se spune, nu? Că parcă nu-l văd așa de capul dânsului. Vorbește și despre iminența unei lovituri de stat asupra lui. Despre ce vorba aici? Păi el a venit cu o chestiune pe care au dat-o serviciile secrete ale armatei ucrainene. Că o parte din ofițerii corpului armatei ucrainene sunt, de fapt, pe statul de plată al Serviciului de Informație al Armatei Federației Ruse, celebrul GRU. Și oricând poți să dea o lovitură de stat. Asta este o chestiune pe care, sincer să fiu, să o luăm sub rezerva unor declarații. Nimeni nu știe ce fac serviciile secrete. Dar vreau să vă aduc aminte de altceva. După ce a instalat pe nou ministru al apărării și pe nou șef de stat major, s-a primit un ordin ca dronele armate ucrainiene să atace o poziție de artilerie a separatiștilor ruși de la Donetsk. Și au atacat-o și au distrus un tun. A doua zi, președintele Putin a spus așa: dronele sunt de la turci și au sediu în orașul Nicolaev. Dacă le mai ridicați, orașul Nicolaev va face obiectul unui atac al aviației de luptă a Federației Ruse. Din momentul ăla nu s-a mai ridicat nicio dronă. Păi ăștia sunt vitejii care spuneți dumneavoastră că declară că se opun armatei Federației Ruse. De-aia vă tot spun că Putin are în momentul de față chinta royală în mână. Americanii vin cu careu de ași, dar nu au posibilitatea să vină acum. Probabil că vor gândi o altă strategie să mute granițele, dar cred că pentru următorii 10-15 ani granițele vor fi cele care vor fi asamblate acum la discuțiile speciale, pentru că există discuții între specialiștii americani și cei ruși pe noile granițe pe care vor să le traseze. Bun. Când credeți că se va declanșa acest scenariu pe care l-ați schițat dumneavoastră? Domnul Smaranu, dacă regiunile Donetsk, Donbas și Lugansk în luna ianuarie sau februarie vor fi cedate, în sensul că va fi un plebiscit acolo, o întrebare a populației și ea vor zice toți că vor la Federația Rusă, eu vă mai dau un an de zile și veți vedea dezmembrarea Ucrainei făcută fără probleme. Deci vine summitul NATO anul viitor, atenție. Vine summitul NATO în iunie. Vine un summit al Uniunii Europene. Și alea sunt direcțiile pe care va merge NATO și Uniunea Europeană pentru următorii 10-15 ani. Păi credeți dumneavoastră că până atunci nu se reglementează treburile? Am înțeles. Da, eu l-am văzut pe domnul Geoană foarte vocal, foarte așa, nu știu cum, retoric, acuzând Rusia, făcând ce ne spune dânsul de fapt? Dânsul, să ne înțelegem, este secretarul general adjunct al NATO. NATO este în momentul de față plină de fricțiuni.
De când americanii au introdus obligativitatea ca toate țările să contribuie cu 2% din produsul intern brut la achiziționarea de armament, pentru că altfel America se retrage din Europa, acum liderii europeni vin și spun, domne, păi uite că e un conflict la marginea Uniunii Europene, la marginea NATO, haideți să-l stingem. Și americanii spun, 2% din PIB, ați dat 2% din PIB, mergem și ne luptăm. Nu ați dat 2% din PIB, de ce să ne moară nouă băieții pe câmpiile Ucrainei? Duceți-vă voi francezilor, duceți-vă voi germanilor care, atenție, nu dau 2% din PIB pentru cheltuieli de apărare. Dăm noi românii. Mă rog, e treaba noastră. Ei, și atunci americanii, sincer vă spun, se bucură de această presiune pe care o pune Putin, pentru că americanii acum pot să joace și cu aliații lor occidentali o carte mare. Uitați-vă care este pericolul. Să vină 200.000 de luptători ruși pe granița cu polonezii. Polonezii nu o să se opună, că n-au cu ce, și ajung în Germania, din Germania în Franța, din Franța în Italia, din Italia în Spania și uite așa toată Europa occidentală ce ne facem. Vă spun acum iar o regie. Pentru că în ecuație, dacă ați văzut, intră și Belarusul. Practic, Ucraina acum de la nord are probleme cu Belarusul. Deci, e clar că americanii le-au spus că ăștia n-au cum să reziste. Și ca să nu vină rușii mai încolo de unde sunt, hai să le dăm ceva. Ce le dăm rușilor? Păi le dăm teritorii de la ucrainieni, că este mai simplu să-i dezmembrezi pe aia decât să stăm noi cu cheltuieli pentru o înarmare crescute. Ia gândiți-vă, domnul Zmeurano, acum că suntem în plină pandemie, ce ar însemna pentru Franța și Germania să sporească cheltuielile de înarmare? Ar lua bani din circuitul civil să bage în circuitul militar, reducând cheltuielile poate chiar pentru sănătate, în plină pandemie, lucru care nu convine, indiferent cine este la putere. De-aia vă spun că pare totuși un joc, în momentul de față, s-a depășit retorica războinică, și este un joc al Federației Ruse și al Statelor Unite ale Americii să obțină fiecare pentru interesele lui cât mai mult. Înțeles, dar nu ar suferi blazonul NATO dacă rușii și-ar impune punctul de vedere în Ucraina? Domnul Zmeurano, NATO s-a retras din Afganistan fugind, derupând pământul. Și vă spuneam într-o emisiune făcută cu dumneavoastră în luna august, că într-adevăr, din punct de vedere mediatic, a fost o înfrângere categorică și America. Da! Dar americanii au obținut ce au vrut. Probleme pe granița între Afganistan și Iran, probleme pe granița între Afganistan și China. Lucru pe care americanii îl urmăreau. Americanii au câștigat. Că a pierdut NATO ca imagine. Acum ce ar obține dacă i-ar lăsa pe rușii să facă ce vor? Păi haideți să vă spun un lucru. În primul rând că nu și-ar mai evacua bazele din Europa de Vest. Știți că și nemții și italienii au cerut plecarea bazelor armate americane. Din această cauză americanii au avansat cu bazele spre România și Polonia. Păi dacă acum în fața colosului rus n-ar fi colosul american, ce-ar zice neamțul de rând? Păi bă frate, cine ne mai apără pe noi? Hai să rămână totuși americanii la Rammstein. Ce zice italianul? Aoleo, păi ne trezim în Marea Mediterană cu flota rusă care deja acum stă în Siria, la Latakia și la Tarsus. Hai să rămână flota 6-a la Napoli, să stea acolo. Ce zice grecul? Grecul zice că o să plece americanii, că vin rușii peste noi și aduc aminte de războiul civil din 46-49, când ne-am omorât pe comuniștii greci. Să rămână la Pireu și la Salonic. Vedeți, asta obține America. Rămâne cantonată unde este acum. Acum, după această excepțională analiză pe care ați făcut-o, haideți să cuplăm totul la situația României, sau România la această situație, mai bine zis. Să venim un pic acasă și să vedem, să analizăm și să valorizați, să spuneți dacă e bine sau nu e bine ceea ce face România. Cred cu tot respectul că România s-a mișcat la nivel de intelligence foarte bine. S-a terminat cu criza politică și a fost eliminat un factor politic nociv care se numea USR. Nociv nu numai pentru activitatea internă, dar mai ales pentru activitatea diplomatică externă. Domnul Zmeurano. Dați un pic, explicați că asta, din tot ce a spus până acum, o oră și 24 de minute, chestia asta n-am înțeles. Vă explic imediat. Vă rog. În 1989, România trebuia să rămână în sfera de influență a Franței. Așa s-a stabilit. Da.
Franța, dacă vă aduceți aminte, în ianuarie 1990 a trimis pe președintele de atunci, François Mitterrand, în România. Că toată lumea s-a întrebat, dom'le, de ce președintele Franței vine el primul? Vă aduceți aminte cum strigau studenții bucureșteni? François Mitterrand, les amis des assassins. Deci, prieten, bă. De atunci până în prezent, Franța n-a înaintat în a-și impune punctul de vedere în interiorul României, de a fi forța economică și militară care dirigează România. Pentru că a fost orientarea noastră către NATO și implicit către America și odată cu venirea președintelui Klaus Werner Iohannis către Germania. Și atunci a apărut USR-ul. USR-ul care dovedit a fost împănat de francezi cu specialiști. Specialiști care trebuiau să impună stabilimentului politic românesc orientarea către Franța. Să ne aducem aminte, domnul Zmeuranu, că fabrica de aeronave de la Brașov, IAER Brașov, a semnat un contract cu Franța pentru producerea de elicoptere de lupt în luna iunie 2014. În luna noiembrie 2014, când conflictul din Ucraina, că atenție, nimic nu este întâmplător, se desfășura cu furie, România semnează cu America contract de producere de elicoptere de luptă Apache, iar contractul cu Franța se schimbă și producem elicoptere civile. Păi pentru francezi a fost o pierdere financiară deosebită. Venim mai încoace. Marea Neagră trebuie să aibă nave românești performante. Se organizează licitație pentru 4 nave de tip corvetă. Inițial câștigă Olanda. Cine este Olanda? Olanda este țara care ne blochează nouă accesul în Schengen. Culmea, Tamaniei, câștigă licitație. Cine vine și depune o contestație? Grup francez naval care participase la licitație. Guvernul PSD influențat de fostul președinte al partidului, domnul Dragnea, anulează licitația și acordă contractul grup francez naval de la Lorient, care spune că va construi la Constanța navele de luptă. Dar toată lumea știe că șantierul naval de la Constanța nu poate fi folosit pentru producerea de nave de luptă, ci doar cel de la Mangalia, care este proprietatea grupului francez, grupului olandez Damen. Deci, practic, francezii veneau cu niște bărci că le vor produce în România, dar de fapt le vor face la Lorient în Franța. Actualul prim-ministru, domnul Ciucă, în cursul acestui an, când era ministru apărării, când francezii veniseră cu contractul să-l semneze partea română și este vorba de 4 miliarde de euro și a fost înainte de scandalul pe care l-au avut francezii cu submarinele din Australia, e bine, domnul general Ciucă a ordonat efectuarea unui audit pe licitație. Domnul Zmeuranu, asta este o chestiune de făcut mișto. Adică statul român organizează licitația și statul român își face un audit, SIEJ, să vadă dacă licitația a fost pe bune. Da. Păi cine a mai pomenit așa ceva? Francezii au nebunit. N-au putut reacționa pe moment pentru că a fost scandalul cu Australia, dar au reacționat acum. Vă vine să credeți că acum 2 zile la guvern s-a înregistrat contractul pentru construirea acestor nave de luptă semnat de partea franceză? Dar partea română încă așteaptă auditul. Am înțeles. Da? Nu vi se pare că forța politică care reprezenta interesele Franței, fiind scoasă din jocurile de putere de la București, pentru că USR-ul în momentul de față este la și alții și o să dispară, a dat cale liberă intereselor americane și izraeliene. Și am să vă spun de ce spun chestia. Sigur că se simte. Adică, na, și noi aici... Hai să mergem un pic în industria de apărare. Deci, am cumpărat o escadrilă de F-16, o cumpărăm și pe a doua. Americanii ne-au dat rachete Patriot, ne-au dat rachete antinavale, da? Construim elicoptere la Brașov cu ei, iar cu Israelul construim drone, tot la Brașov. Unde vedeți Franța în această ecuație? Blindate le modernizăm cu americanii, mașini de luptă pentru infanterie
am făcut celebrele Pirania cu americanii, da? Iar cu Israelul modernizăm armamentul avioanelor și armamentul de infanterie. Nu e Franța pe niciunde. Nu ești în industria de armament? Nu contezi. Și mă aștept acum, domnul Zmeuranu, să văd un raport al parchetului de la sectorul 1, că alegerile în sectorul 1 au fost viciate, să văd cum o societate care distribuie apa în București tocmai se constată că nu și-au respectat planul de investiții, da? Și poate și un furnizor de gaze naturale de prin Oltenia tot așa nu și-a respectat condițiile contractuale. Că așa, da. E, așa e politica. Este pe interes. Pragmatică. Și am ales bine noi sau am ales forțat, am ales de capul nostru, am ales pe binele României sau nu se mai pune problema binelui României? Aici se luptă în subteran niște forțe despre care nu știm foarte multe decât încercăm să vedem la suprafață. Deci bătălia se dă la nivel de submarine, ca să zic așa. Am să vă răspund cu două chestiuni. Una este o glumă care vine din lumea inteligențului. La întrebarea cine se luptă la București, așa cum a spus dumneavoastră, se spune pe de o parte CIA-ul cu BDF-ul german și cu DSE-ul francez. Bine, dar rușii unde sunt? Rușii sunt la locul lor. Și întrebarea, dar Mossad-ul? E, Mossad-ul este peste tot. Deci asta a fost o glumă care vine dinspre inteligență. În urmă cu 2 ani de zile, când făceați o emisiune la un post de televiziune din Vâlcea, m-ați invitat să discutăm despre o luare de poziție a primului ministru de atunci al României, doamna Viorica Dăncilă, care a efectuat o vizită de stat la Tel Aviv. Și unde dânsa spusese că România este de acord cu mutarea ambasadei României din capitala Tel Aviv în capitala Ierusalim. Pentru că pentru statul evreu, Ierusalimul a devenit capital. S-a iscat atunci un scandal monstru. Dumneavoastră m-ați invitat și mi-a spus, domnule, e bine sau nu e bine? Și v-am spus de atunci, vă spun și acum și o să o susțin în permanență. Atât timp cât România va merge cu America și cu Israelul, suntem în tabăra câștigătoare. Indiferent cine vrea să ne muște. În momentul în care o cotim spre Europa, suntem perdanți. În al 13-lea ceas, guvernanții noștri și-au dat seama de acest adevăr pe care în urmă cu 2 ani îl rosteam la emisiunea noastră. Nu că aș fi eu vreun guru, dar era de înțeles că dacă mergi cu America și cu Israelul, ești în tabăra câștigătoare. Când domnul Iohannis vorbea despre niște evrei, ca să-l citez așa, nu? Și acum face demersuri să fie primit de nou prim-ministru israelian. Credeți că întâmplător fostul președinte al Israelului acum câteva luni, pe ultima sută de metri a mandatului, a venit întâmplător în România? Păi dumneavoastră aveți impresia că Israelul și Statele Unite Americii își bagă bani într-o țară care nu este sigură pentru interesele lor? Numai că interesele lor, domnul Zmeuranu, s-ar putea să creeze României acel moment magic care a mai fost odată, la 1 decembrie 1918. Și atunci România a beneficiat de urmările unei presiuni rezultată în urma unui conflict și a beneficiat de poziția inovatoare a președintelui Woodrow Wilson, care a zis dispar imperiile, apar statele naționale. E, acum, dacă ce v-am spus eu pe parcursul acestei emisiuni se va întâmpla, România și recapătă teritoriile pierdute în 1939. Poate nu în totalitate, că Republica Moldova, v-am spus, nu o văd alipindu-se de România, pentru că atunci nu o lasă rușii. Au și ei exact aceleași probleme care le au acum ucrainienii. Republica Moldova trebuie să rămână un stat independent de tampon între interesele americane și interesele Federației Ruse. Poate va sta pe masa negocierilor, nu se știe. Posibil. M-aș bucura să revină la patria mamă. Cum aș vrea din tot sufletul să ne recuperăm Bucovina de Nord, Ținutul Herța, ca să avem ieșire în Occident, fără să mai dăm pe la prietenii maghiari, da? Și partea de jos, Reni, Ismail, Cetatea Albă și Tighina, care ar asigura României câștiguri economice substanțiale. Gândiți-vă că tot ce înseamnă Dunăre ca transport fluvial ar fi în mâna noastră.
ceea ce ar fi extraordinar. Mult mai interesant chiar decât unirea cu Republica Moldova. Corect. Da. Bun, în această situație, Germania unde se plasează? S-a schimbat și acolo orientarea și, să știu... Domnul Zvamranu, spre deosebire de noi, unde când schimbăm puterea politică, parcă luăm foc așa și nebunim toți subit, în țările astea cu democrație puternică, schimbarea de conducător nu generează automat o întoarcere la 180 de grade în politică făcută de cel care vin. Acest nou cancelar, cel puțin în materie de politică externă, nu va avea decât să colaboreze cu Federația Rusă. Deși el se declară un anti-rus convins. Am râs să mă prăpădesc când l-am auzit. Păi, fratele meu, ești anti-rus convins? Da. Sună-l pe directorul Consiliului de Administrație de la Mercedes și vezi ce zice ăla dacă se oprește gazul rusesc. Și sună-l și pe ăla de la Volkswagen și te lămuresc ei câtă politică știi tu. Păi, Germania, în primul rând, care e interesul? Au 6.000 de firme care fac comerț cu Federația Rusă, da? Dacă dintr-o dată rușii închid comerțul cu cele 6.000 de firme, în Germania ajunge șomajul de pe o zi pe alta la peste 50%. Nu vă mai vorbesc că industria germană este dependentă de hidrocarburile care vin din Federația Rusă. Da? Mai mult decât atât, Uniunea Europeană se clatină. Presupunem că Germania are un interes să rămână prima putere economică a Europei. Cu ce rămâne? Decât cu un spate consolidat. Spatele îl poate oferi doar Federația Rusă. Pentru că dacă Federația Rusă devine brusc inamicul Germaniei, s-ar putea, domnul Zmeuranu, să observăm că fosta Germanie de Est, unde s-au băgat fonduri puternice, totuși e nemulțumită de statutul pe care îl are în Federația Germană. Și mâine pe mine vedem două landuri ca au gânduri de secesiune. Cum Haide, este? Și nu mă speriați. Păi de ce să vă sperii? Haideți să luăm exemple. Picardia în Franța, Catalunia și Țara Baștilor în Spania, Liga Nordului în Italia, ce sunt? Cine sponsorizează ideile de secesiune în țării atât de puternice? Cine? Servicii secrete. Dar ale cui sunt? Păi pot să fie și de acolo, și de acolo, și de acolo. Dar eu vă spun că există. V-am dat câteva exemple. Deci lucrurile sunt în mișcare, dumneavoastră, asta sugerați. Că... După 70 de ani de pace, după al doilea război mondial, e momentul ca granițele să fie schimbate. Și e bine să fie schimbate fără război. Păi sigur. Bun. În acest context, ziceți că România... acționat inteligent. Corect. Adică serviciile noastre de inteligență de inteligență, da. Au acționat inteligent, ca să fac un joc de cuvinte. Așa este. Deci nu sunt statul paralel, că vorbim de statul, sau ei nu sunt statul paralel. Sunt câteodată, cum să zic. Eu am o părere pentru care am fost criticat inclusiv în presa națională și s-au grăbit unii să mă facă comunist. Mă rog, e treaba domnilor lor. Serviciile secrete nu sunt fidele unui om politic. Ele sunt fidele unui interes național, domnul Zmeone. Așa. Serviciile noastre secrete, așa cum le blamează mulți, au făcut un joc de inteligență incredibil. Incredibil de ce? Păi numai departe de săptămâna trecută, directorul Serviciului Român de Informații, domnul Eduard Helvig, a avut întâlniri la Washington cu șefa Comunității de Informații a Statelor Unite ale Americii, doamna Haines, fostă șefa CIA-ului, cu domnul William Burns, șeful CIA-ului actual, cu șeful FBI-ului și cu secretarul adjunct al apărării Statelor Unite ale Americii. Păi mai arătați-mi dumneavoastră mie când, în perioada 1990 până în prezent, un șef al contraspionajului român a avut asemenea gen de întâlniri. Da. Și atenție, nu s-a vorbit nimic de băieții de la externe, de CIA. Nu vedeți că de câtva timp Serviciul de Informații Externe, nimeni nu... Dacă întreb acum pe stradă cine îl conduce, abar n-au mulți. Pentru că, dintr-o dată, obținem
la nivel diplomatic niște rezultate incredibile. Toată lumea spune, domnul Aurescu și echipa sa de diplomați au reușit, dar în spatele reușitei domnului Aurescu și a echipei de diplomați este muncă de inteligență, domnul Osnăr. Și o muncă foarte bine făcută. Nu există o contradicție. Foarte bine, și eu vă cred, și sunteți rațional în ce spuneți. Nu există o contradicție sau există sau nu există între acest patriotism, că până la urmă despre asta este vorba, nu? Pe care le-ar avea serviciile secrete și misiunile pe care le-au avut totuși vreo 10 ani, așa, în justiție pe care au conjurat-o când tactic, sau numai unii dintre ei, sau numai anumite aripi, sau numai domnul Coldea, sau eu știu cine. Încercați să explicați un pic, pentru că noi punem și cu multă îndreptățire pe seama acestor servicii tot felul de nenorociri care s-au întâmplat în justiție, ultima fiind cazul lui Tăriceanu, dar al cărui dosar s-a închis la cererea procurorului. Da. Nu stau lucrurile aici. Vedeți, dumneavoastră, se vorbește de domnul general Colda ca fiind un fel de bestie neagră a serviciilor secrete românești. Să nu uităm că omul ăsta este absolvent al Academiei FBI. Și el a avut un rol extrem de ingrat. Clasa politică românească, domnul Zmeureanu, risca să devină ceea ce am mai văzut doar prin America de Sud. Adică o castă care sugrumă orice urmă de democrație și unde corupția este generalizată de la paznicul ministerului până la ministru. A fost nevoie în momentul ăla, sigur, mulți o să zică, domnule, e mixtiune. Vreau să vă dau câteva exemple în care FBI-ul a efectuat exact același gen de acțiuni și probele strânse de FBI au fost predate judecătorilor Curții Supreme a Statelor Unite ale Americii în procesele unor oameni politici? Pentru că, domnul Zmeureanu, încă o dată să nu uităm, oamenii politici nu sunt deasupra legii. Iar când legea este încălcată și nu mai pot fi ținuți în frâu, trebuie luate și niște măsuri din astea care vin la limita legii. Nu sunt chiar legale, sunt la limită. Dar trebuie luate pentru asamare, domnul Zmeureanu. Vă dau câte exemple vreți din orice țară în care serviciile secrete au intervenit. Abuzurile astea în care tot soiul de personaje din politică, unele chiar personalități, au avut dosar penal, s-a ajuns în instanță după ani de zile și au fost oamenii achitați. Chestiunea care ne-a făcut să vorbim despre Bino, am despre statul paralel și mai departe, ele cum pot fi explicate? Încercați să le explicați, că sunt de acord cu noastră. Nu pot fi explicați, ați găsit, dar de o explicație avem nevoie. Erau oamenii aceștia, din alt punct de vedere periculoși, dăunau ei din alte puncte de democrație, au fost agățați pe un subiect minor pentru a nu se face un mare scandal, pentru a nu fi atrași alții în poveste. Poate, cine știe, eu știu. Vă întreb doar, noastră, explicați-ne cum credeți. Eu am să vă dau un exemplu din istoria României și după aia vin în prezent. În perioada interbelică, cel mai puternic industriaș român a fost Nicolae Malaxă. Nicolae Malaxa și firma sa FAUR, postele uzine 23 august, a beneficiat din partea statului român de numeroase comenzi. Aceste comenzi erau intermediate de șeful Serviciului Secret de Informații Mihail Muruzov către regele Carol al II. Și șpaga pe care Carol al II-lea o primea era la partidele de poker organizate vineri seara la Palatul Regal. Bun, asta este istorie. Venim în prezent. Se zice că participa și regele Mihai ca chibiță, așa că era mic. El trimitau după apă minerală, el căra apă minerală. Mai dădea duduia câte un dos de palmă. Băia, pleacă de aici. Da. Din cauza unei asemenea partide de poker, mareșalul Ion Antonescu a stat 2 luni la mănăstire la Bistrița, aici la noi. Pentru că a spus o frază neconformă, a fost misogin, între ghilimele. Venim în prezent. De la 1 ianuarie 2007, de când am intrat în Uniunea Europeană, principala problemă a României a fost absorpția fondurilor europene. Niciodată noi nu trecem de 30%, putem să avem la guvernare fie PSD, fie PNL, fie cu alianță. Nu trecem. Da. Nimeni nu s-a întrebat de ce. Nimeni decât
cei care lucrează cu fonduri europene își pot explica că tot parcursul atragerii fondurilor europene în România este extrem de sinos și extrem de permisiv pentru deturnare de fonduri. M-ați înțeles? Nimeni din Uniunea Europeană, domnul Zmeuranu, nu dă banii anapod, așa, îi aruncă României cu larghețe. Să fim serioși. Partenerii noștri, fie că sunt militari, fie că sunt economici, au nevoie ca aici să fie niște chestiuni clare în care ei își investesc banii, își scot profitul și după aia sunt liniștiți. Dar în momentul în care tu vii cu banii și vezi că banii încep să fie ciuntiți, așa, între ghilimele, de unii și de alții, care sunt ba miniștri, ba primari, ba președinți de consilii județene, ba prefecți, atunci vrei ca în țara asta să se instaureze odată legalitatea. Și cum o faci, domnul Zmeuranu? Fie printr-o clasă politică responsabilă, ceea ce pe la noi e mai greu de găsit, fie cu metode de forță. Și atunci s-a creat ceea ce dumneavoastră mass media ați nominalizat ca fiind binom. Și a fost bine sau nu? Având în vedere stadiul în care este România acum, și revin la subiectul emisiunii pe care dumneavoastră l-ați propus, este bine. România în momentul de față a câștigat 1. Securizarea granițelor naționale. 2. Suntem în plină viteză pentru securizare energetică. 3. Vom avea investiții făcute de America și de Israel în România, lucru pe care nu știu cine se poate lăuda în Europa în momentul de față. Am înțeles. La securitate energetică vă referiți la centrale nucleare și la gaze. Bineînțeles. Ambele. Asta cu centralele, mă rog, și mie mi-a spus un specialist că e în regulă cu el. Un mare specialist, deci nu cineva de pătuș. Și să nu uităm un lucru, domnul Zmeuranu. Noi, din câte știu eu, produceam la Halânga, în județul Mehedinți, apă grea necesară funcționării reactoarelor nucleare cu cea mai înaltă puritate. Nici canadienii nu erau în stare să o producă cum o produceam noi. Din ce cauză? Minereul de uraniu pe care noi îl folosim în România este mai bun decât au ei la ei acolo. Bun. Din tot ce ați spus până acum, mai ales în ultima parte a discuției noastre, înseamnă că acest guvern de coaliție PSD-PNL-UDMR era cea mai bună soluție și că ar fi benefic, eu așa înțeleg de la domnul ăsta, nu? Da. În primul rând, cred că a fost impus să se realizeze. Păi da. Ținând cont de declarațiile celor două părți până să realizeze înțelegerea, atât liderii PNL criticau PSD-ul, cât și invers, dar acum lucrurile s-au armonizat. Și să știți că această armonizare înseamnă, de fapt, crearea unei noi clase politice în România. O clasă politică în care nu vom mai sta cu cuțitele pe masă și nu ne vom mai schimba pieile în funcție de cine stă la putere. Asta înseamnă guvernarea actuală. Și sunt câțiva lideri, și la PSD la noi, și la PNL, pe care eu îi văd cu rol de schimbător de linii în partidă. Am înțeles. M-a întrebat, de-abia de acum vă dați seama, de-abia din momentul ăsta al discuției s-ar naște întrebări pentru o altă discuție de două ore, vă spun sincer, după ce a spus acum. Mă întreabă domnul Andrei Mihai din Suedia ce garanții avem că nu lasă din brațe americanii pentru o variantă mai bună la o eventuală negociere cu rușii. Mi s-a mai întâmplat. Mi s-a întâmplat, dar nu din cauza americanilor, ci din cauza englezilor. Să nu uităm că în octombrie 1944 Sir Winston Churchill la Moscova, pe bilețel, a scris celebrele împărțiri. Da? Americanii nu ne pot lăsa din brațe din două motive. Unul este militar, doi este economic. Motivul militar. Atâta timp cât Turcia alunecă spre influența rusă, Grecia singură, pe flancul de sud al NATO, nu poate rezista. Fără România în sfera de influență americană, tot ce înseamnă Balcani cade în sfera de influență rusă în secunda 2. Deci rușii nici nu trebuie să se agite foarte tare. Asta din punct de vedere militar. Din punct de vedere economic, să nu uităm un lucru. America are nevoie de portul Constanța, așa cum are nevoie orice superputere. Portul Constanța este, în fapt, poarta de deschidere spre Orient. Ce înseamnă Orient, domnul Zmeureanu? Asia. Asia cu cele
4 sau 5 miliarde de locuitori, păi ăia trebuie să consume, domnul Zmeuranu. Și atunci, americanii au tot interesul să aducă la Constanța tot ce au ei de gând să vândă până Asia. Dacă baza americană din Turcia, de la Incirlik, s-ar închide, mă refer la baza aviatică, Cogălnicianu este singura locație care poate să preia ca câmp, ca și câmp tactic, influența pe care ar face o aviație americană ce deculează de la Incirlik în momentul de față. Uitați cum facem, ce vă propun, domnule Deambu. Și în primul rând vreau să vă mulțumesc din tot sufletul pentru această, acest discurs practic pe care l-ați ținut, că am intervenit doar din când în când, când aveam câte o curiozitate. Mi s-a părut un discurs extrem de competent, coerent. Până la urmă ați scos, ați pus toate elementele într-o relație excelentă. Eu voi mai urmări o dată, voi revedea emisiunea, îmi voi nota, că așa se întâmplă când revezi, îmi voi nota niște întrebări, sim, acolo unde sunt nelămurit, și vă propun să ne revedem din nou în luna ianuarie, eventual spre sfârșitul lunii ianuarie, până atunci vedem ce se mai întâmplă și în Ucraina și vom fi și mai aproape de adevăr. Vă mulțumesc din suflet și vă doresc o seară plăcută. Și vă mulțumesc. O seară plăcută și dumneavoastră.